vin nu-i rubiniu ăsta, e o culoare frumoasă, dar nu știu ce culoare ar putea, ce culoare Ioane? E culoarea sufletului. Introducerea bună. Deci un vin de la Ion Mâcnea, pe un cadru frumos, el are aici așa vreo câțiva zeci de arci, unde și-a amenajat muzeul despre care am vorbit, unde are o grădină admirabil de bine organizată. Acum ne-a întâmpinat cu masa plină cu flori și de ce nu cu diverse. Nu vreau să fac reclamă, nici măcar la apă minerală, dar avem țuică, apă, vin și voie bună. Eu țin să fac interviu cu Ion dintr-un motiv de suflet. A face la 75 de ani o aniversare, cum a reușit Ion, e un gest de mare forță morală, socială, financiară. Nu ai puțin financiară. Bărbatul pe care îl vedeți lângă mine nu s-ar fi să se declare îndrăgostit, dar e îndrăgostit de când îl știu eu. Și tot cam de când îl știu, adică de vreo 30-40 de ani, e cam poet. Acum e și prozator, ba chiar încearcă și niște elemente de etnografie locală. Așadar, Ion Mâcnea ar fi un personaj foarte interesant și ca om. E drept că mai părăsește părul, își face aeroport acolo, dar rest, chiar și dacă îl vedeți cam nebărberit în momentul ăsta, dar el e un om foarte bun conviv și foarte primitor. Și aș putea continua cu... Da, dar părul așa. Părăsește capul de ștept, părul praier. Ioane, suntem la tine acasă. L-ai visat locul ăsta sau, cum să spunem, l-ai realizat pe bucățele? Sau l-ai visat de la bun început?